Zeci de elevi ai grupului școlar Iorgu Vârnavliteanu din orașul Liteni, împreună cu angajații primăriei, au luat la pas localitatea Liteni și ulterior au mers și pe albiile râurilor care trec prin localitate pentru a aduna gunoaile aruncate la întâmplare. Avem cel puțin 186, din câte știm noi, 186 de elevi. Sperăm ca vremea bună să încurajeze și pe alții și să vină să realizăm acțiuni mult mai frumoase decât am făcut până acum. Avem parteneria cu primăria, cu Consiliul Local și sperăm ca exemplul nostru să fie așa contaminabil și pentru alții. Primăria Liteni a pus la dispoziție o mașină de colectare a gunoiului, saci și mănuși și speră ca prin intermediul acestei acțiuni să tragă un semnal de alarmă cu privire la aruncatul gunoaielor la întâmplare. Zonele care sunt așa zise, cu risc de poluare de către toți oamenii localității, încercăm să-i conștientizăm pe acești copii, în primul rând, să nu mai arunce aceste gunoaie, pentru că tot prin ei și cu ajutorul lor colectăm și le adunăm. De aceea zic că e o acțiune foarte binevenită. Mulțumesc conducerii și profesorilor care s-au implicat în această activitate, colegilor mei, și zic eu că e un lucru foarte binevenit. Curățenia de primăvară din Liteni a fost desăvârșită cu plantarea de flori și văruirea pomilor. Acțiunea de ecologizare a localității Liteni se desfășoară pentru al treilea an consecutiv și face parte din proiectul în care sunt parteneri Primăria Liteni și grupul școlar Iorgu Vârnav Liteanu. Prin acest parteneriat conștientizăm elevii școlilor, în primul rând pentru a depune eforturi și a ecologiza zonele localității. Suntem înaintea Paștelui și, după cum ați văzut în localitatea noastră, desfășurăm activități intense de curățenie, văruiri și alte lucruri pentru a întâmpina sărbătorile pascale așa cum se cuvine.